Bună ziua! Criza pandemică care a provocat criza economică riscă să închidă o treime din întreprinderile țării. Anul 2020 este un an foarte dificil pentru toți. Pandemia a afectat practic toate țările din lume, și pe cele dezvoltate și pe cele mai sărace, și țări din vest și țări din est. Doar că în cele mai multe țări, guvernele s-au preocupat de problemele cetățenilor, au încercat să-i ajute, au încercat să ajute întreprinderile, agenții economici, ca să păstreze locurile de muncă, pentru că locurile de muncă înseamnă, în primul rând, venituri pentru oameni. În Moldova, oamenii au fost loviți de două ori, de criză și de incompetența și nepăsarea guvernării. Dodon și Chicu nu s-au gândit și în continuare nu se gândesc la oameni. Nu au făcut nimic pentru ca oamenii să-și păstreze locurile de muncă, pentru ca oamenii să nu ajungă să acumuleze datorii mari, pentru ca oamenii să nu ajungă în situație de disperare, pentru că nu știu cum vor reuși să-și întrețină familiile de acum încolo. Dimpotrivă, cei de la guvernare au umblat în concedii, au făcut nunți și au fost preocupați de cum să manipuleze, ce minciuni să mai spună ca să-i păstreze lui Igor Dodon funcția de președinte în continuare. Ei sunt gata să dea foc la țară doar ca Igor Dodon să își păstreze fotoliu și nu țin cont deloc de dramele prin care trec oamenii și mai ales de situația economică din țară. În toată această perioadă noi am bătut alarma, am venit cu propuneri, din primăvară am propus măsuri care ar susține întreprinderile prin compensarea parțială a salariilor pentru sectorul privat, în special în sectorul întreprinderilor mici și mijlocii. Am propus să se facă un fond din care să se susțină sau să se garanteze creditarea întreprinderilor. Nimic din aceste măsuri nu a fost preluat de guvern și astăzi, iată, vedem prin cifre concrete care este efectul negativ a lipsei de acțiune din partea guvernului pentru a salva agenții economici, pentru a salva locurile de muncă. Acești doi oameni de la guvernare, Igor Dodon și Ion Chicu, pe de-o parte spun că nu sunt bani, că ar vrea să ajute, pe de altă parte vin și ne spun că veniturile la buget sunt egale cu veniturile pe care le-am avut anul trecut, atunci când nu exista această criză. De exemplu, pe conturile Ministerului Finanțelor, spun ei, erau 8 miliarde de lei în luna iunie, în luna septembrie erau peste 11 miliarde de lei. În același timp, de fiecare dată când noi le cerem, când oamenii le cer să sprijine economia ca să nu se permită închiderea la așa de multe întreprinderi, ei vin și spun că nu sunt bani. În același timp, vedem că nu au întreprins absolut nimic ca să obțină finanțare externă. Știm cu toții că la mijlocul lunii septembrie trebuia să se aprobe un program pentru Republica Moldova la Fondul Monetar Internațional, program care ar fi oferit o sumă importantă țării și care ar fi deschis calea spre alt sprijin din exterior. De exemplu, asistența macrofinanciară din partea Uniunii Europene în valoare de 100 de milioane de euro. Toate aceste resurse sunt ratate, de aceste resurse nu pot beneficia agenții economici din Republica Moldova, în special întreprinderile mici și mijlocii, iar guvernarea nu are niciun răspuns atunci când este întrebată de ce se întâmplă acest lucru. Vreau să amintesc doar câteva cifre despre ajutoarele, așa zisele ajutoare pe care le-a promis și nu le-a mai oferit această guvernare. Și vreau să vă amintesc că în majoritatea țărilor pachetul de finanțare, de ajutor pentru economie a fost mare, a ajuns la 5, 4, 5, 6% din produsul intern brut. Ce a fost promis oamenilor și agenților economici din Republica Moldova? Mai devreme a fost promis un fond de, sau un ajutor de 90 de milioane de lei pentru a subvenționa dobânzile la credite și la sfârșitul lunii septembrie doar 7 milioane de lei din cele 90 de milioane
promise a fost alocate pentru agenții economici. A mai fost promis un fond de 310 milioane de lei pentru restituirea impozitelor la plata, deci impozitelor la salariu, și în aceste 310 milioane de lei până astăzi au fost valorificate doar 50 de milioane de lei. Putem doar să ne imaginăm cât de puțini agenții economici, cât de puține întreprinderi au beneficiat de aceste ajutoare, în situația în care, repet, o treime din întreprinderile din țară sunt pe cale să dispară, sunt pe cale să se închidă pentru că nu au resurse să existe în continuare. Câteva statistici care confirmă îngrijorările pe care le exprimăm noi de luni de zile. Încă în luna mai, Ministerul Finanțelor spunea că 32.000 de oameni din sectorul real al economiei și-au pierdut locurile de muncă. Statistica actualizată o să arate că acest număr este mai mare decât 32.000. Într-un sondaj efectuat de Asociația Întreprinderilor Mici și Mijlocii, companiile arată că numărul personalului pierdut este de 40%. Deci 40% din angajați au fost disponibilizați temporar și companiile indică că mai puțin de jumătate din acești oameni disponibilizați nu vor putea fi reangajați. 70% din companii prognozează pierderi pentru acest an și 30% din companii estimează că nu vor supraviețui acestei crize generate de pandemie. O altă estimare arată că agențiile de turism, întreprinderile sectorului de comerț, agențiile imobiliare și sectorul Horeca de facto se află în stare de faliment. Deci ramuri întregi sunt deja în faliment. Și 90% din companiile intervievate consideră că guvernul nu a întreprins absolut nimic pentru a ajuta sectorul economic să supraviețuiască acestei crize, pentru a ajuta companiile să păstreze locurile de muncă și respectiv pentru a ajuta oamenii ca să își păstreze veniturile. Această situație trebuie corectată. Chiar dacă lucrurile au fost delăsate și chiar dacă pierderile deja sunt foarte mari, există soluții. E nevoie de o guvernare responsabilă, care înțelege cât de important este sectorul economic, care înțelege că fără întreprinderi nu pot exista locuri de muncă, că fără locuri de muncă nu pot exista venituri și oamenii nu au din ce să trăiască, care înțelege că dacă nu este susținută economia aici, atunci oamenii vor fi forțați să plece în continuare din țară, care înțelege că fără să fie susținută economia, fără să fie susținute întreprinderile, nu vor exista bani nici pentru celelalte necesități, pentru plata pensiilor, pentru plata salariilor în sectorul public, pentru proiectele pe care statul trebuie să le îndeplinească, să le finanțeze, ca viața cetățenilor să fie mai bună. Ce putem să facem noi și ce propunem noi, ce ne angajăm noi să facem? În primul rând, să le creăm oamenilor de afaceri un mediu în care să se poată lucra. Cei mai mulți oameni se plâng astăzi de presiunile pe care le pune statul, instituțiile statului, tot felul de agenții de control, de piedicile pe care le pun aceste instituții în calea dezvoltării afacerilor. În special, întreprinderile mici și mijlocii se plâng că sunt hărțuite, că sunt sub presiune constantă pentru că există funcționari și politicieni corupți care își folosesc funcția pentru ca să extragă bani de la acești oameni de afaceri în loc să-i susțină. Noi optăm pentru simplificarea semnificativă a regulilor de activitate pentru întreprinderile mici și mijlocii. Cu cât mai simplu va fi cadru de reglementare, cu atât mai mulți oameni vor îndrăzni să facă investiții, cu atât mai mulți oameni vor îndrăzni să încerce să deschidă o afacere, să rămână aici acasă, să creeze locuri de muncă și eventual să contribuie la bugetul statului, lucruri pe care noi cu toții ne le dorim.
Eu cred că sectorul întreprinderilor mici și mijlocii, dar și economia în general, are mare nevoie de finanțare ieftină. Lipsa acestei finanțări ieftine este unul dintre impedimentele principale. Și vedem că în țările din regiune, inclusiv în această perioadă de criză, guvernele au făcut eforturi pentru a atrage resurse suplimentare, inclusiv resurse externe, și pentru a asigura acest acces la surse de finanțare ieftină. În cazul Republicii Moldova nu s-a întâmplat acest lucru, nici din sursele regionale care au fost făcute disponibile, nici din sursele care au fost anunțate pentru țările noastre, în special din parteneriatul estic. Guvernul nostru nu a obținut nimic pentru agenții economici. De aici trebuie să începem, de la aducerea acestor fonduri, de la crearea acestor accese la finanțare ieftină, în special pentru întreprinderile mici și mijlocii, și de la investiții în instruirea antreprenorilor. Pentru că noi ne dorim ca cât mai multă lume să deschidă afaceri, iar pentru cei care au deschis afaceri, ne dorim ca aceste afaceri să crească. Iar pentru asta este nevoie să învățăm cum trecem de la o etapă la alta. Și astea sunt lucruri pe care noi putem să le asigurăm. Inclusiv crearea unor fonduri specifice de finanțare pentru întreprinderi. În calitate de președinte, eu voi folosi credibilitatea mea pe plan extern ca să promovez producția moldovenească pe toate piețele externe. Voi discuta și voi promova Republica Moldova în rândul investitorilor străini, așa încât să putem să aducem investitori de calitate în Republica Moldova, care, alături de investițiile pe care le vor face concetățenii noștri, să contribuie la crearea locurilor de muncă. În agricultură și pornind de la discuțiile pe care le am cu oamenii din centrele raionale și din sate, oameni care nu au, practic, oportunități unde să se angajeze, voi sprijini ideea creării întreprinderilor de prelucrare a producției agricole. Aceste întreprinderi pot să devină o sursă de crearea locurilor de muncă și, în al doilea rând, aceste întreprinderi vor oferi o piață de desfacere pentru fermierii mici care nu reușesc să ajungă pe piețele externe ca să-și vândă producția, dar care au o mare problemă atunci când ajung în toamnă și nu au unde să-și vândă producția crescută cu greu. Calitatea unei guvernări se măsoară prin grija pe care o are față de oameni, în special în perioade dificile. Noi trecem printr-o perioadă foarte complicată și, din păcate, avem o guvernare care este indiferentă la nevoile oamenilor, care este indiferentă la ceea ce se întâmplă în economie. Avem nevoie de un președinte care ține la oameni, care știe și poate să rezolve aceste probleme, care poate să contribuie la crearea unor condiții pentru ca să avem o economie puternică care oferă oportunități aici acasă pentru toți cetățenii noștri și care oferă venituri, salarii bune și respectiv contribuții la fondul social, așa încât să putem să asigurăm și pensii bune. Vă mulțumesc!